spună: bună ziua, bună seara, domnilor! Bine v-am găsit și bine ați venit la un frumos concert de Crăciun, colinde și cântece de Crăciun al Corarii Ciprian Popescu din Suceava. Ne bucurăm, iată, să fim și anul acesta, ca și anul trecut, prezenți aici ca să vestim nașterea Domnului. Și vă mulțumim că sunteți din nou un număr atât de mare. V-am pregătit mai multe surprize, toate cu același însemn, așa cum am spus, pentru a vesti nașterea Domnului. Ar fi multe de povestit, nu avem timp de vorbă. E timp de cântat. E timp să ne bucurăm, să cântăm și să cântăm împreună. Mai multe informații despre corala noastră, dacă nu știți, suntem moderni. Facebook și Instagram, orice search de Google, dați de noi. Important e că, să știți că dragostea artiștilor din fața dumneavoastră se întrunește în acest proiect denumit Corala Ciprian Popescu și sperăm să creăm ceea ce ne-am dorit întotdeauna să fie. Acea punte, acea legătură între sufletele noastre și ale dumneavoastră, între glasurile noastre și sufletele noastre și între glasurile noastre și glasurile dumneavoastră vom vedea mai târziu. Da, prea multă vorbă strică. Pentru început, vă invităm să ascultați Corană de Trandafiri și Sus Boie, ambele compoziții a lui Gheorghe Cucu. Ca mai apoi să ascultăm După Date, colindăm de Alexandru Pașcanu și o frumoasă suită corală formată din trei colinde tradiționale, scrisă de către ieșanul Achim Stoia. Dirijori, bineînțeles, în aplauzele dumneavoastră, părinte profesor Lucian Cablan Popescu.
prea cunoscut de Nicolae Bucur, m-am pregătit pentru că seara de Nicolae Bucur. Dacă vreau să ascultăm, a venit și aici Crăciunul, un aranjament coral al lui Alexandru Semiu, soliști Iulian Bădan și Mihai Pandrea. Audiție plăcută!
care vom regăsi închinarea păstorului, păstorul de la Sfântul Bucovici, Steaua Sfântă Sare de Ilie Chirescu și Mărire în Duce Ante de Nicolae Lungu, ca mai apoi să ascultăm plinuirii de Ilie Chirescu, solist Benemic Morar. Audiție lucrurile! Thank you.
nașterea din casă în casă. Și noi, de altfel, am pornit de vreo 3 săptămâni, am făcut 1000 km și așa, vă zic, din partea asta, din partea coriștilor, emoții mai mari decât atunci publicul absolut de ceea ce noi transmitem, nu veți regăsi. Și adică vă mulțumim. În periculul nostru prin Europa, dar și acasă, am regăsit un cântec de Crăciun foarte frumos, foarte adânc, cu însemnătate. E vorba despre Crăciun și despre dragoste. Și se numește Noel Seramul. Și pentru acest lucru aș vrea, în clipele următoare, să-l invit alături de noi pe colegul nostru, Mihai Cambrea, unul dintre mezinii noștri, dar cu un talent fabulos și fiindcă suntem aproape de casă, lui se simte ca acasă, vreau să vă dorim următorul cântec. Noel Seramul. Nu vă spun titlurile, dar dacă le recunoașteți, nu vă sfiți.
să cântați alături de noi. Iar noi apoi vom asculta frumosul Stille Nacht sau Silent Night, sau cum știm noi, Noapte de Vis, pe o armonizare a lui Alexandru Sebeniuc și solist, prelasă soprana Adriana Ioana Iacob. Audiție plăcută! Oh.
inevitabil, încet, dar sigur, din păcate, cu pași mărunți, ne apropiem de sfârșitul concertului nostru. Totuși, următorul părint, după cum v-ați dat seama, este un pic mai modern. Și versurile de astfel sunt mai din ziua de astăzi, chiar actualmente, foarte bine potrivite, dar cu mesajul că așa e cântecul, nu noi l-am compus, cu siguranță îl cunoașteți și sperăm să-l cântați cu noi dacă îl veți recunoaște. Hai să vedem despre ce e vorba. Thank you.
terminăm în stilul nostru, totuși, al nostru alcoolului, caracteristică, tradiție deja, la 10-10 ani de la dar și o tradiție românească. Se terminăm cu un colind frumos. Din folclor, din popor, colinda ADRMS, nu vă spun titlul, îl veți recunoaște, și pentru acest lucru aș vrea să ridic aici, cum s-a microfon, să de fapt merg eu cu în calitate de solită această dată, pe părintele profesor Cean Bernard Popescu. Simurele
surele Corintului spune că Corintentorii îl aduc pe Dumnezeu. Cred că o părticică de Împărăția lui Dumnezeu arată în acest mod. O frumusețe de cântare, de rugăciune, de vestice bună pentru noi, cei care am primit Corala și Bea Popescu astăzi la Gura Poporului, în Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Să știți că ziua de 18 decembrie am confiscat-o din programul dumneavoastră și să vă duceți de pe acum în calendarul pe care aveți pentru anul viitor. Și știți de ce 18 decembrie? Pentru că este ziua în care răzbim pe Sfântul Cuvios Daniel Sihastru, cel care este așezat la Mănăstirea Voroneț, care este ocrotitorul acestui oraș, și astăzi, gândindu-le în an trecut, răzbindu-l pe Sfântul Cuvios Daniel Sihastru, ne gândim la viitor. Atât viitorul nostru pe Pământ, dar mai ales la viața cea veșnică, la care întâlnim cu toți. Vreau să mulțumesc Coralului și Dean Popescu, membrilor Coralului, părintelui profesor Lucian Adlan, domnului Ionuț Iliscoi, cel cu care sunt coleg la Centrul Eparhial și mai sunt membrii Coralului care sunt colegi din la Centrul Eparhial. Doresc să mulțumesc Bunului Dumnezeu că ne-am rănicit și această seară frumoasă de colinde. Încep sărbătorile într-o atmosferă regală, într-o atmosferă frumoasă. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că avem oameni vrednici, oameni buni, oameni cu dare de mână care ne sprijină și ne ajută în Sfânta noastră Biserică. Chiar ieri am trecut pe la acea casă la care și noi am contribuit, nu numai parohia noastră, dar și parohia noastră a contribuit în localitatea Bufuleanului și cu ajutorul lui Dumnezeu, acei 10 membri ai familiei care au rămas fără de locuință prin faptul că a ars incendiu, au un acoperiș deasupra casei. Și vă mulțumesc pentru sprijinul care l-ați făcut. Totodată, în perioada acestor sfinte sărbători, mai multe familii, aproximativ 50, vor avea câte ceva pe masă pentru că dumneavoastră ne-ați ajutat ca să le pregătim un coș mai bogat și ei să se bucure de cele pe care noi le dăruim. Totodată și copiii din parohie și din oraș vor primi dulciuri pentru că sponsorii și ajutătorii sau donatorii, cum spunem noi în biserică, sunt alături de noi. Mulțumesc Consiliului Parohial, mulțumesc administrației locale care este alături de noi, mulțumesc dumneavoastră, celor care astăzi sunteți prezenți, pentru că l-ați lăsat pe Dumnezeu să intre în cămara sufletului dumneavoastră. Să aveți sărbători fericite cu toții și să ne întâlnim și la un alt concert și cu această declarare și cu alți colegi care ne vor asista. Sărbători fericite! Gracias.